Atunci, cu permisiunea dumneavoastră, vă salut pe toată lumea, bună ziua, vă spun, vă mulțumim pentru prezența pe care o avem astăzi la conferința de presă a Partidului Național Liberal în județul Neamț, împreună cu colegii mei, domnul vicepreședinte al Biroului Politic Executiv, domnul deputat Laurențiu Leoreanu și prim-vicepreședinte, domnul senator Eugen Țapu, vom susține o conferință de presă pentru a intra în actualitate, a vă prezenta ultimele teme ca urmare a moțiunii de cenzură, ca urmare a faptului că a trecut și luna ianuarie și guvernul Orban și-a continuat activitatea și ca urmare a proiectelor pe care vom dori să le desfășurăm în continuare împreună. Pentru început o să-i dau cuvântul domnului senator, domnului prim-vicepreședinte, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, vă spun și eu bine ați venit la conferința noastră de presă. Teama de democrație, acesta a fost de fapt motivul pentru care Partidul Social Democrat a depus moțiunea de cenzură. Pentru că, da, teama de democrație înseamnă teama de a accepta alegeri în două tururi de scrutin. Oamenii, majoritatea oamenilor, au probleme de rezolvat. Peste 90% dintre problemele cetățenilor țin de primării, de primari. De aceea este foarte important ca primarii să fie aleși de un număr cât mai reprezentativ, cât mai mare dintre cetățeni în fiecare localitate. De fapt, moțiunea de cenzură, votanții moțiunii de cenzură, nu au votat împotriva guvernului Partidului Național Liberal și nici a Partidului Național Liberal, ci au votat împotriva românilor. Pentru că peste 80% dintre români doresc alegeri la primari în două tururi. Asta este realitatea. Deci, în concluzie, domnii de la PSD se tem de democrație, se tem de a avea pentru consiliile locale și pentru primării dezbateri serioase, dezbateri de idei, dezbateri pe proiecte și ca primarii să fie aleși de un număr cât mai mare de cetățeni, cât mai reprezentativ în comunitățile locale. Haideți să ne oprim acum puțin asupra ceea ce a însemnat 3 luni de guvernare, sau mai corect spus, 3 ani de guvernare PSD versus 3 luni de guvernare PNL. Întâi de toate, pentru a-și respecta angajamentele luate în fața românilor, Partidul Național Liberal a trebuit să repare tot ce a stricat Partidul Social Democrat în 3 ani de zile anteriori. Și credeți-mă că a stricat foarte mult, enorm de mult. O să vă reamintesc așa câteva din lucrurile negative pe care le-au făcut. Recursul compensatoriu, da? Și în circa 20.000 de infractori periculoși violatori au fost eliberați din pușcării și foarte mulți dintre ei au recidivat. Celebra ordonanță 13. Întoarcerea spatelui către partenerii din Uniunea Europeană și către partenerii strategici din NATO. Celebra ordonanță 114, care a afectat grav economia națională. Și sunt și multe alte lucruri, împrumuturile pe bandă rulantă făcute de domnul Teodorovici la cele mai înalte dobânzi de pe piață, pentru că piețile financiare nu aveau încredere în politicile fiscale ale guvernului PSD. Incapacitatea de a atrage fonduri europene. Niciun kilometru de autostradă, niciun spital, așa cum au promis. Și pot continua până mâine dimineață cu ce au distrus PSD. În aceste 3 luni, Partidul Național Liberal a trebuit să repare tot ce a stricat PSD-ul, sau aproape tot. Eu zic că Partidul Național Liberal și-a asumat și guvernarea, a avut curajul și-a asumat guvernarea și a început să facă lucruri foarte, foarte bune. Spre exemplu, am eliminat acciza la carburanți. Iar România astăzi are cel mai mic preț la pompă din Uniunea Europeană.
Am eliminat contractele part-time. Am rezolvat problema transporturilor elevilor. Am abrogat regia de cursului compensatoriu. Am eliminat pensiile speciale. Am construit un buget realist în doar două luni, în care am prins și sumele necesare majorării... Și sumele majorării pensiilor la 1 septembrie și majorarea salariilor profesorilor, dar și 50 de miliarde de lei pentru investiții. S-a vorbit de ordonanțele de urgență din ultima ședință de guvern de luni. O să fiu aici foarte scurt, pentru că o să intre în detalii colegul meu, domnul deputat Leoreanu. Dar trebuie să amintim că ați văzut propaganda demagogică, că noaptea ca hoții, păi nu, domnilor, noi n-am dat ordonanță, cum ați dat voi ordonanța 13 să-l salvați pe Dragnea, noaptea ca hoții. Noi am dat ordonanțe ca să reparăm ce a stricat voi. De exemplu, unele dintre ordonanțe. Peste 65.000 de elevi vor avea asigurată masă caldă. A fost îndepărtat pericolul ca România să fie obligată să returneze 2 miliarde de euro, pentru că tot PSD-ul, prin consiliile județene conduse exclusiv de PSD, în programul de pe mediu de apă și canalizare, nu au făcut investițiile corect și legal. Și a fost dat ordonanță. Alocarea peste 500 de miliarde de 500 de milioane de euro pentru a trage gaz în localitățile din România. Și lucrurile pot continua. Salvarea complexului energetic Oltenia, salvarea Taromului. În esență, despre asta e vorba în ordonanțele de urgență. Despre lucruri care erau chiar urgente și care chiar vin să salveze companii strategice, să îmbunătățească viața fiecărui român. Eu vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule senator, și pentru prezentarea făcută și pentru activitatea susținută la nivelul comisiilor parlamentare și în Parlament. Domnule deputat, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, vă salut și eu. Și am să încerc să fiu pe o frontieră între politic și tehnic, să vin cu niște precizări care să aducă lumină, să aducă lămurire pe ceea ce s-a discutat în ultimele zile. A subliniat foarte bine domnul senator aici despre ceea ce s-a întâmplat în ultimele trei luni. Și dacă punem versus cele trei luni de guvernare liberală și cei 7 ani de guvernare social-democrată, putem constata o diferență majoră, măcar din punct de vedere calitativ și atenției față de România și față de români. Într-adevăr, în câteva zeci de zile s-a reușit ceea ce Partidul Național Liberal și-a propus și a avut ca obiective în programul de guvernare: eliminarea supraaccizei la combustibil, eliminarea suprataxării la contractele part-time, abrogarea recursului compensatoriu. Iată că s-a venit cu angajarea alegerii primarilor în două tururi, de unde a și plecat moțiunea PSD, care înseamnă mai multă democrație și care înseamnă mai multă reprezentativitate pentru aleșii locali, în același timp eliminarea pensiilor speciale, lucru pe care noi le-am anunțat și care în sufragile românilor, prin studii sociologice, adună o largă majoritate, peste 80% din populație susțin aceste măsuri. Aș reveni acum la ceea ce s-a întâmplat legat de aceste ordonanțe de urgență și aș vrea să fac două precizări vis-a-vis de momentul și cum și de ce au fost emise și apoi am să și subliniez câteva din acestea legate de necesitățile și de urgență, așa cum și spune denumirea ordonanță de urgență. În primul rând că nu s-au dat noaptea ca hoții, așa cum PSD-ul tot aclamă, de fapt luând și copiind această sintagmă,
nici măcar n-au reușit aici să fie original, să vină cu un alt mod de a se exprima, pentru că această ședință de guvern a început foarte clar și foarte frumos la lumina zilei. Vă informez că această ședință de guvern a durat 9 ore. Au fost dezbateri, au fost discuții, au fost asumări și sigur că s-a dus până seara mai târziu. Dar 9 ore a durat această ședință și a început foarte clar în prima parte a zilei. Deci, în primul rând, a fost noaptea ca hoții. În al doilea rând, guvernul se afla în pragul unei moțiuni de cenzură. O moțiune de cenzură care se afla pe muchie de cuțit, dacă va trece sau nu va trece. În cazul în care ar fi trecut, ceea ce s-a și întâmplat, după cum știți, guvernul își păstrează prerogativele de a guverna interimar, dar nu are o anumită pârghie, și anume aceea de a emite ordonanțe de urgență. Tocmai pentru că activitatea guvernului într-o perioadă în care este interimar ar putea să dureze 3 săptămâni, o lună, 2 luni, atunci guvernul și-a luat măsuri, a fost precaut și pragmatic și a gândit cum poate să facă astfel încât lucrurile să funcționeze pe niște presiuni, pe niște urgențe care erau în acel moment pe masă. Și dacă vom lua cele 25 de ordonanțe de urgență și le vom împărți pe timpul în care guvernul va veni, va lucra interimar, vom vedea că vom fi sub media națională a oricărui guvern de eliberare a ordonanțelor de urgență. Deci pragmatismul și urgența a impus aceste măsuri. Și au fost niște măsuri foarte bune pentru români. Nu au fost ordonanțe de urgență care să creeze partipriuri, care să aducă anumite favoruri sau anumite poziții de a căuta o ieșire mai ușoară pentru unii membri de partid sau unor grupuri de interese, așa cum am făcut PSD cu ordonanța 13 și pe urmă a venit repede de frica străzii cu ordonanța 14 să stingă lumina. Vorbim, așa cum s-a spus, de faptul că trebuia rezolvată problema navetei elevilor. Și ne aducem aminte cu toții că dacă naveta ar fi putut fi decontată, poate n-am mai fi avut acel caz Caracal, unde acele fete care au căzut victime unor criminali, unor proxeneți, au trebuit să facă naveta la ea mănene, cum se spune. Dacă aveam transport și dacă naveta era decontată, poate ar fi putut să circule în mod civilizat și nu s-ar mai fi întâmplat acele lucruri. Deci, iată un lucru bun pentru școlari, pentru elevi, pentru că în urma unei decizii a unei curți constituționale, un articol din lege a fost declarat neconstituțional și nu mai putea fi decontată naveta elevilor. Acum, prin această ordonanță de urgență, naveta elevilor poate fi decontată prin documente justificative care merg și se depun la școală din bugetul Ministerului Educației. În același timp, s-a dat ordonanță de urgență care să poată asigura bilete de tratament pentru pensionari. Peste 200 de mii de pensionari vor fi beneficiari acestei ordonanțe de urgență. Deci este vorba de a crea platforma legală și operațională pentru ca pensionarii să poată beneficia încă de la începutul anului de bilete de tratament, nu cum de obicei să dădea pe la jumătatea anului, încât să mai prindă doar cine mai poate și să se facă o economie la buget prin faptul că pensionarii nu mai reușeau să-și ridice biletele. Nu, de la început noi am creat acest mecanism. Dacă vorbim tot de elevi, atunci vorbim despre triplarea numărului de școli aflat în programul pilot național Masă Caldă în Școli. Știți că în programul pilot erau 50 de unități școlare, acum sunt 150 de unități școlare. Au beneficiat de acest program 23.454 de elevi, acum vor beneficia 63.500 de elevi de acest program Masă Caldă în Școli. De asemenea, așa cum v-a amintit și domnul senator, erau probleme cu două companii importante de interes național, Complexul Energetic Oltenia și Tarom, care au fost
lăsate de PSD în prag de colaps, căpușate cu tot felul de angajări și firme care desfășurau activități pe spatele acestor companii. Ați văzut că la Tarom a fost anunțat nu de mult că practic aproape toți angajații sunt rude între ei pe acolo. Deci iată că lucrurile au derapat și au dus la imposibilitatea funcționării acestor companii. S-a creat această pârghie, un ajutor de stat pentru că aceste companii să poată funcționa și pe mai departe. Tot prin ordonanță de urgență s-a creat posibilitatea ca statul român să își poată asigura depozitul, echipamentele și resursele în cazul unei crize epidemiologice. De asemenea, a se lua măsuri cu scanere termice la aeroporturi vis-a-vis de acest virus care a bulversat lumea, coronavirus. Deci măsuri importante pentru sănătatea oamenilor. Sunt acțiuni importante care s-au luat în această perioadă. Liberalizarea programelor naționale de sănătate. Și aici lucrurile au fost duse și baleate dintr-o extremă într-alta și nu s-a mers pe ideea foarte clară prin care statul a dorit ca cei bolnavi să poată să apeleze ori la stat, ori la privat în aceleași condiții, fără să mai plătească coplată și în același timp să se bucure de servicii medicale pentru aceeași speță în cadrul acelorași sume decontate. Spunea cineva că prin această măsură vor fi mai puțin cetățenii care vor putea beneficia de aceste servicii medicale decontate de casă. Nu este adevărat, pentru că dacă o operație de rinichi, de exemplu, la stat ar costa 3.500 de lei și în privat s-ar deconta 7.000 de lei, da, ar fi o problemă, pentru că ar putea dispărea un bolnav. Cu banii pentru 3, de fapt, ar fi tratați 2. Dar în același timp, când pentru aceeași speță îți decontează aceiași bani, înseamnă că nu avem o problemă. Tot această speță rezolvă probleme pentru cetățeni care au atac cerebral, care au infarct miocardic, astfel încât să fie sistemul mult mai operativ și să poată să salveze vieți. Gândiți-vă că sunt tratamente, oameni care stau la rând și așteaptă un examen cu rezonanță magnetică sau radioterapie și care sunt programați peste o lună, peste două, peste trei în cadrul spitalelor medicale, spitalelor care au decontări prin bugetul de stat, spitale din sistemul public și care nu au capacitatea, practic, să trateze mai mulți și mai repede. Ce facem cu acei bolnavi? Îi condamnăm, practic, a priori la moarte. Aici a căutat să intervină guvernul, tocmai pentru a rezolva o problemă pentru oameni, pentru români. Eu cred că aceste măsuri sunt măsuri bune, nu sunt măsuri care să ducă să creeze derapaje. De asemenea, o altă ordonanță de urgență reglementează relația între poliția judiciară și parchete, astfel încât activitatea să poată fi mult mai rapidă, colaborarea mult mai lesne și depusă în practică mai ușor legea. Deci lucruri care vin să aducă un plus pentru România. Nu este nimic și nimeni, ați văzut toată lumea, dacă a intrat într-o zonă a criticii, a intrat doar că au fost date multe și într-o zi. Nimeni n-a spus, nici chiar de la opoziție, că acele ordonanțe de urgență n-ar fi bune, că acele ordonanțe de urgență sunt păguboase, că acele ordonanțe de urgență sunt create pentru un grup de interes. Nu! Nimeni n-a comentat buna lor intenție și, de fapt, că ar aduce un plus. De asemenea, a venit și a precizat, pentru că nu au existat în detaliu puse la punct alegerile anticipate. Iată că pentru prima dată în România poate apărea un astfel de eveniment și nu trebuie să fugim de el. Pentru că uitați-vă, în Spania, vorbesc numai în ultimii 2 ani, în Spania au avut loc alegeri anticipate. În Austria au avut loc alegeri anticipate. În Anglia au avut loc alegeri anticipate. În Italia au avut loc alegeri anticipate. Deci acolo unde se constată un blocaj, există acest mecanism democratic pentru a debloca. Acest lucru îl avem și noi în momentul de față. Noi, Partidul Național Liberal, nu am alergat după alegeri anticipate. Noi am spus din capul locului. Noi avem un program de guvernare, avem obiective foarte clar stabilite și acelea sunt, de fapt, țintele noastre. Obiectivele pe care le-am anunțat românilor, obiective dorite de români și care sunt trecute în programul de guvernare. Dar dacă pentru a atinge aceste obiective
trebuie pe traseu să ne întâlnim și cu alegerile anticipate, noi nu fugim de alegerile anticipate. Mergem către români, mergem către populație, către cetățeni, cu fața către ei, mergem la alegerile anticipate, ei să decidă și să putem avea un parlament funcțional, un parlament bine intenționat în favoarea românilor și a României și un guvern care poate să ducă la îndeplinire ceea ce și-a propus. Un guvern, așa cum se arată a fi guvernul Orban, un guvern care să reformeze sistemele funcționale din România, să aducă un plus în general pentru români, pentru învățământ, pentru sănătate, pentru economie, iată și pentru sistemul electoral din România, pentru că au venit aduse niște lucruri bune. S-a văzut de la prezidențiale, alegerile s-au desfășurat în condiții normale. Nu a existat niciun partid care să critique cum s-au desfășurat alegerile prezidențiale. Același sistem este extins și pentru parlamentare, astfel încât cei din diaspora să poată vota pe parcursul a 3 zile, să existe posibilitatea să votez, adică să nu să restrângem democrația, ci să o lărgim. De aceea eu cred că aceste lucruri nu au făcut decât să aducă un plus, iar guvernul a fost atent, intrând într-o perioadă în care nu ar mai putea să emite ordonanțe de urgență, tocmai de aceea să creeze toată platforma pentru ca România să poată funcționa mai bine și mai democratic. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte! Dragii mei, în încheiere vreau să completez și să întăresc câteva din mesajele transmise de colegii mei pentru a fi foarte bineînțeleși în ce moment suntem și de ce suntem aici. Practic, Partidul Național Liberal și-a asumat un lucru transparent, democratic și solicitat de populație, anume votul în două tururi pentru primării, pentru aleși locali. Partidul Social Democrat a zis că nu este de acord cu această intenție, cu acest demers al Partidului Național Liberal și a depus moțiune de cenzură. Deci PSD-ul nu a vrut vot în două tururi, nu a vrut ca democrația să aibă o susținere largă în alegerile locale. De aceea s-a ajuns în situația de a avea o moțiune de cenzură după 3 luni de guvernare liberală. Nu este niciun fel de problemă, pentru că Partidul Național Liberal și-a asumat fie să meargă în ideea de a avea alegeri în două tururi pentru alegerile locale, fie dacă nu și nu s-a dorit acest lucru, vom merge pe ideea alegerilor anticipate. Pentru că și eu, ca și fiecare dintre dumneavoastră scriind despre activitatea socială, politică și noi, confruntându-ne, solicitând voturi, trebuie să ne întoarcem la electorat. Susținem ideea alegerilor anticipate, tocmai pentru a ne întoarce cât mai repede la electorat și tocmai ca în următoarea perioadă scurtă de timp să putem organiza alegeri și după 4 ani de zile să existe o guvernare și stabilitate. Ideile pe care le propag unii privind haos, privind o degringoladă, sunt idei greșite și nu dovedesc decât că nu au înțeles ceea ce s-a întâmplat. Noi am vrut și dorim alegeri în două tururi, nu s-a dorit acest lucru în Parlament de către PSD, vom merge în alegeri anticipate, ne întoarcem către electorat, către popor, așa cum am făcut-o și la referendumul și la alegerile europarlamentare din 2019, cum am făcut-o și la alegerile prezidențiale. De aceea vă spun că Partidul Național Liberal este pregătit pentru a intra în alegeri anticipate, fără niciun fel de emoție și fără niciun fel de problemă în a gestiona drumul către victorie. Al doilea lucru care vreau să-l subliniez. Așa cum au spus puțin mai devreme, într-un cadru general despre realizările guvernului PNL, guvernului Orban. Vreau să nu fie trecut cu vederea că pentru județul Neamț, ca să vorbim și aici a plecat, la comuna Ceahlău a fost rezolvată o problemă care nu a rezolvat-o niciun alt guvern până acum, de vreo 10 ani de zi, cu acea datorie de 6,9 milioane de lei care ținea comuna blocată. Deci s-a întâmplat în cadrul acelor șiri de ordonanțe despre care vorbea puțin mai devreme domnul deputat Leureanu. Lucrul acesta este un beneficiu pentru toți locuitorii din comună, pentru toată zona Valea Muntelui, pentru că din momentul de față vor putea accesa proiecte europene. Știți poate foarte bine că acea localitate era blocată. De asemenea, tot pentru județul... Fost un primar PSD. Da, corect. De asemenea, tot pentru județul Neamț, prin aceste ordonanțe de urgență de care se vorbea, în comuna Răucești se completează și, cum este la Roman, programul cu masă caldă, și în comuna Răucești vor beneficia copiii de programul masă caldă, 1,4 milioane de lei. Este în cadrul acelor ordonanțe de urgență. Dacă cineva se întreabă de ce s-au dat, uitați și aici de ce. De asemenea, pentru județul Neamț, Partidul Național Liberal, guvernul Orban,
va continua și a alocat investiții, bani pentru investiții, pentru lucrările care se derulează pentru drumul de pe Valea Muntelui. Deci Bicaspul, Ana Largului, va fi terminat. Ca să nu fie nici aici niciun fel de discuții, suspiciuni că se blochează. Nu. Partidul Național Liberal va continua dezvoltarea județului. De asemenea, pentru ceea ce înseamnă studii de fezabilitate și infrastructura rutieră pe legătura Piatra Neamț-Bacău. Drumul expres. Aceste lucruri sunt în continuare în activitatea pe care guvernul Orban o va derula. De aceea vă spun că noi, Partidul Național Liberal, mergem înainte cu fața deschisă, cu ochii deschiși, clar și cu privirea senină și liniștită către electorat. Ne dorim ca aceste alegeri anticipate să fie cât mai repede și bine organizate, așa cum au fost organizate și alegerile prezidențiale, tot de guvernul PNL, de domnul prim-ministru Orban, și în continuare vom fi în fața dumneavoastră la orice întrebări pe care le veți avea privind activitatea parlamentară, privind activitatea guvernamentală și privind orice lucru care trebuie să privească spre informare publicul larg. Vă mulțumesc și așteptăm întrebările dumneavoastră. Întrebările pentru domnul Leoreanu și se va arăta și pentru domnul Țapu, pentru că sunteți parlamentar și reprezentați trezele locuitorilor pentru inațiale în Parlament. Ați vorbit, domnul Leoreanu, despre elevi și sănătate legat cu continuația aceea. Nu știu dacă v-ați auzit incidentul de ieri de la Baia Lăpăi, unde 5 elevi au fost intoxicați într-o școală dărăpânată, cu gaze morosite sau bombardamente de la o centrală veche de 14 ani. Astăzi, urmă cu o oră de TV, ne-am dezvoltat că în acea comună de 3-4 ani de când e actualul primar, nu s-a investit nici măcar un leu în întreținerea școlilor, deși cum mai era un buget de peste... Deși cum era un buget anual, în 2019, a fost bugetele peste 50 de miliarde, peste 1 milion de euro. Dacă vreți să comentați. Sigur. Sigur, eu pot să comentez și să vă spun așa, că a fost o greutate pe umărul primăriilor, a primarilor, transferul de responsabilitate pe domeniul învățământului și a sănătății către autoritatea publică locală, pentru că s-a dat doar ca și răspundere, dar fără să descentralizeze și sursa de finanțare atunci când a făcut-o și știm cine a făcut-o la vremea respectivă. Cu toate acestea, trebuie să vedem că în majoritatea localităților, și în zona rurală, și în zona urbană, și în ceea ce înseamnă unități școlare, și ceea ce înseamnă unități spitalicești, creșterea calitativă a fost semnificativă în ultima perioadă, pentru că autoritatea publică locală și-a dat interesul. Eu vreau să vă spun că la Roma, spitalul municipal de urgență arată mai bine ca spitale clinice din România. Aproape toate sunt din 16 secții, 14 secții sunt făcute la condiții de Germania. În același timp, școlile au fost modernizate, dotate, dar ține într-adevăr de atributul fiecarei administrații publice locale. Eu nu știu acolo de ce culoare este IPSD, da, primarul. Dar iată că contează atunci când un primar are aplecare către cele două sisteme fundamentale, sănătate și învățământ. Vorbim de rural, dispensar, școală, grădiniță. Este foarte important pentru că, iată, ceea ce dumneavoastră a subliniat e un caz foarte grav. Și am văzut multe de acestea în țară. Nu mai vorbim de acele nenorociri cu unități școlare, toaletă sau WC în fundul curții, când am văzut ce s-a întâmplat cu un copil care a căzut și a avut o moarte groaznică, nu că moartea ar putea să fie și altfel. Dar lucruri despre care nu putem vorbi decât într-o notă de tristețe și de revoltă. Așa și aici, dom'le, sunt niște lucruri, poate n-a avut bani să facă școală, poate n-a avut, dar au fost la guvernare de 7 ani. Trebuia să ceară. Dar dacă tot nu a avut bani să facă școala, eu mă gândesc că totuși ar fi trebuit niște condiții minimale, acolo unde e un pericol iminent, cum ar fi centrala termică. Adică pentru aceste lucruri, cred că o primărie ar putea să aibă legală. Și e o obligație pe care o are. Obligații legale să-i facă... Ăsta e punctul meu de vedere. Adică acolo unde depinde de guvern, de parlament, ar putea să găsească uneori o justificare că lucrurile au mers mai greu. Dar unde ține de administrație și pârghia e la tine în mână. Și nu sunt lucruri, că astea nu sunt lucruri pentru o primărie care să fie, să te dea peste cap o centrală, da? Și ar fi trebuit să o rezolvi, pentru că viața copiilor noștri este peste orice ar putea să ni se pară nouă mai important. Corect. Deci este corect, nu? Deci acolo trebuie făcută o anchetă serioasă, pentru că cazul e deosebit de grav. Pentru că autoritățile de acolo, rectorul, școala și primăria,
au obligația legală să facă revizie anual sau la 2 ani, nu știu la cât, la centrală. Tu pui în pericol viața copiilor. Că nu-ți faci tu treaba. La 2 ani acasă și în sistemul republic la 1 an. Trebuie văzut cine a încălcat legea și să și plătească. Noi aveam un raport al MIS-ul din noiembrie că trebuie îndreptate niște lucruri. Nu știu detalii, dar știu că au detalii, dacă ai idei generale, nu au nici legea, nici nimic. Trebuie respectat. Nu e admisibil așa ceva. Mulțumim. Slavă Domnului că am înțeles că n-au fost victime, nu? Intoxicați, dar nu a decedat nimic. Slavă Domnului. Ferească Dumnezeu, asta ne trebuia. Dar oricum e grav, adică tu periclitezi viața unor copii că nu-ți faci tu treaba. Nu se poate și nu respect nici legea. 4 din cei 5 copii erau de la centru, să numim așa, de la mănăstirea Palte. Copiii ai văzut, nici măcar nu contează din unde erau. Dacă îmi permiteți, ca să închid într-o completare, am văzut situația reflectată în presă. Fiecare după cum a considerat. Consider însă că trebuie înțeles un singur lucru. Doamne ferește de astfel de situații și mulțumim lui Dumnezeu că nu sunt decedați, dar semnalul de alarmă trebuie bineînțeles de toată lumea, depășind o zonă a politizării. Intrând fără politizare, pentru a menționa un lucru clar, Comuna Poiana Tăiului a avut, cred că, peste 1 milion de euro buget pe investiții pe care nu i-a folosit în zona de educație. Sau deloc nu a folosit în acea zonă, poate nu pe educație. Deci consilierii PNL, n-au avut. Consilierii PNL, atunci când a fost solicitat sprijin pentru a vota bugetul în anul 2019, au votat. Vreau să vă subliniez acest lucru pentru a fi clar. Au votat bugetul solicitat de doamna primar. Doamna primar are obligația că atunci când faci un buget și când faci o nouă listă de investiții, să gândească și pentru dezvoltare, dar mai ales și pentru întreținere, sănătate a obiectivelor existente. De aceea, că a fost un raport ISO, cum spuneți dumneavoastră, din 2019 noiembrie, că au fost alte lucruri menționate, a fost un precedent periculos mediatizat cazul colectiv. Nu ne dorim cazuri mediatizate în județul Neamț, au fost menționate în alte județe cu toalete în care s-au întâmplat tragedii. Nu ne dorim în județul Neamț. Cred că datoria fiecăruia dintre noi și a noastră ca oameni politici și a dumneavoastră ca oameni din media este că atunci când luăm decizii să ne gândim pe cine afectăm și pe cine salvăm. Cred că bugetul de investiții trebuia să cuprindă la lista de investiții și modernizarea, întreținerea acelei centrale termice, pentru că în fond și la urma urmei, Dumnezeu să ne ierte, este o centrală termică la care trebuia o factură de câteva sute de lei achitată. Despre asta e vorba, adică să nu ne gândim în dimensiuni mari. O revizie sau o schimbare. Și toată lumea cred că a văzut cât costă o centrală termică, indiferent că e pentru o școală sau pentru mai mică sau mai mare. Da? De asta cred că lucrurile, nu vreau să le politizăm, dar trebuie tratate cu responsabilitate și seriozitate. Pentru că dacă Doamne ferește murea cineva, toată lumea dădea dintr-un colț în altul. Cred că acest semnal de alarmă dumneavoastră de cei din mass media ar trebui să-l trageți pentru a face verificări câte din școli sunt în aceeași situație. Poate Doamne ferește, sunt și altele. Aici poate ISO ar fi trebuit. Sau poate, dar cred că liberul acces la informații vă permite și dumneavoastră și tu oricui să solicite. De asta vreau să spun următorul lucru. Cred că este o greșeală de management la nivelul comunei, a doamnei primar, din partea Partidului Național Liberal, de câte ori a avut solicitări, a avut și sprijin direct pentru a-și vota proiectele de Consiliul Local. De unde aveți informația că școala nu a avut toți banii la dispoziție și nu i-a cheltuit, nu a făcut? Nu a avut. Școala a cerut nu pot face multe scuze. Nu există. Îi spuneam domnului Coronaciu, oricum nu spuneam ție nimic.
Bun, haideți. Ce au la început ultimii 3 ani de ce au lui, s-au cerut bani la fiecare început de an școlar și fiecare ședință de pe buget. De pe care, inclusiv prin reprezentantul domnului primar în CEA, s-au cerut bani, nu neapărat pentru centrală, pentru investiții, pentru că școlile acolo stau să cadă, nu numai centrală. Și nu s-a dat 0 lei, absolut 0 lei s-au dat ultimii 3 ani. Domnul Iosub, eu vă spun ce am spus puțin mai devreme. Consider că primarul unei localități, în momentul în care constată că are un obiectiv cu probleme, trebuie să ia măsuri. Directorul acelei școli, cred că a fost numit, susținut și de o conducere a inspectoratului de altă culoare politică, chiar dacă nu este o altă culoare politică. Nu am auzit în anul 2019 niciodată să fi fost vreo sesizare că ceva nu funcționează acolo. Eu am spus că Partidul Național Liberal, prin consilierii PNL, în Consiliul Local Poiana Tăiului, a susținut orice solicitare venită din partea doamnei primar pentru buget, listă de investiții. M-ați întrebat, unde am informația că nu s-au dat bani acolo? Așa am citit în mass media. Dacă mass media a greșit, mass media cred că are mai multe posibilități pentru a solicita imediat ca și mine, ca și fiecare dintre noi. Sunteți una din primele surse noastre de informare. Dar ca să vă răspund, cred, domnul Iosub, cred că este, înainte de toate, un caz care trebuie tratat cu seriozitate. Corect. Da? Absolut. Cred că nu trebuie politizat. Și nici un fel de patimă nu trebuie să aplaneze asupra acestui subiect. Cred, de asemenea, că cei care au greșit, nu neapărat că trebuie să plătească, dar trebuie să înțeleagă să nu mai greșească. Este corect ce am spus? Vă mulțumesc frumos. Mulțumesc. Am și o întrebare special pentru dumneavoastră, doamne Cosmaciu, pentru că de când ați creat președinția organizației, aproape la fiecare conferință de presă ați vorbit despre autostrada Unirii. Fiecare cu cel doar pe mine mă doare autostrada, sincer. S-au întâmplat niște lucruri în astea trei luni de guvernare PNL. Acum avem un guvern văzut prin moțiune. Sincer, credeți că mai avem vreo șansă să avem autostradă care să lege Neamțul poftim de Târgu Mureș, dacă nu chiar toată autostrada Ungheni-Iași județul Neamț până trece și... De ce vă spun lucrul ăsta? În contextul în care Dragoș Benea de la Bacău a solicitat ca autostrada Unirii să fie abandonată din cauza celor trei parcuri naturale, a 21 de situri. Știți foarte bine problemele interzicării europeane, da, de când da. Și a solicitat cu prioritate finanțarea autostradei Iași-Bacău-Brașov. Cred sincer că da. M-ați întrebat dacă sincer cred? Da, cred sincer că da. Cred sincer, guvernul PNL, care este și acum interimar și care va fi și după alegerile anticipate sau la termen, va derula acest obiectiv și va realiza o dezvoltare echitabilă și unitară a României. Dacă s-a întâmplat ca acest obiectiv până acum să stagneze, aici o să politizăm, dar politizez pe ceea ce ați spus și puțin mai devreme dumneavoastră. Dragoș Benea de la Bacău, PSD, și-au dorit alt obiectiv de investiții decât acest obiectiv asumat de președintele României, votat prin lege în Parlamentul României. Da, guvernul PNL va realiza și acest obiectiv. Spunea printre rânduri un alt coleg din presă, domnul Vinca, că nu am vorbit astăzi. Nu, nu ați menționat astăzi, dar va fi subiect separat. Dar o completare, dacă îmi permite. Noi prindem autostrada, iar la face. O prindem, pentru că o modalitate de tergiversare a construirii autostrăzii de către PSD a fost să o prindă pe parteneria public-privat. Ceea ce e aproape imposibil să faci autostrada asta. Și atunci guvernul actual deja a scos autostrada Unirii din parteneria public-privat și se va face pe buget național și pe fonduri europene.
Am și o întrebare. Aici aș vrea să completez un pic și eu ca să vă și spun câțiva pași care s-au făcut. E corect ce a spus și domnul președinte și domnul senator. Nu numai că prin ordonanță de urgență a fost eliminată această procedură din PPP, dar a fost și retrasă de la comisia de prognoză. Gândiți-vă că lucrarea era dată la o comisie de prognoză. Eu am discutat cu oameni de acolo care nici ei nu realizau de ce a fost dată această lucrare acolo. Noi știm, ca să fie îngropată. Deci a fost retrasă acolo și dată instituției care este abilitată, Ministerul Transportului, pe cine a el. Mai mult decât atât, au fost acordate fonduri astfel încât să se facă reevaluarea studiului de fezabilitate Târgu Mureș și Târgu Neamț. Iar pentru Târgu Neamț-Ungheni, deja s-a discutat la Comisia Europeană pentru a veni fonduri încă din acest an pentru studiul de fezabilitate pe acest rosor. Astfel încât la începutul anului 2021 putem să avem o viziune cu studiul de fezabilitate cap-coadă Târgu Mureș-Ungheni și indicatorii tehnico-economici, astfel încât să știm exact în ce stăm, pentru că până acum s-a vorbit despre acest obiectiv, acest dezderat. Dar nu, nici nu se știa cu deamănuntul milimetri nici pe unde trece, nici câți bani sunt necesari pentru acest lucru. La începutul anului vom ști și vom vedea și sursa de finanțare, ori prin fonduri europene, ori prin Banca de Dezvoltare Europeană. Deci lucrurile sunt acum la Ministerul Transporturilor, în atenția ministrului, în atenția premierului, în atenția președintelui. E un obiectiv declarat prioritar pentru Moldova și noi cei de aici îl susținem și din toată forța. Și nu doar noi, da. Domnul Vincă. Dar știi când ar putea începe lucrările? Dacă pașii aceștia sunt urmați? În 2021. Da. Chiar domnul Vincă. Am și o întrebare și vreau să-l dizez pe domnul senator. Pe domnul Eureanu, dată fiind experiența lui direct în administrația locală, tot vorbim de copii, sănătate, educație, bani, 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 bani. Eu am scris că lucrurile astea... Vă rog, continuă, nu ascultăm. Și fac chiar un pic de refuz la faptul că PNL-ul are de ani de zile o retorică, fără penal în funcții publici, fără penal la bani publici, fără penal la robinet, fără penal. Dacă nu este prin care arătăm că un proiect e hotărât, votat în CJ, de toți, consilierii județeni, inclusiv cei PNL, ca să nu politizăm, duce 200.000 de lei în conturile unui ONG de neam, dar pentru că dă bine să fie un paravan, contractul de asociere este între CJ și Federația de Dans Sportiv din România, sper că ați auzit ea, condusă de un fost parlamentar PSD, condamnat penal. Desemnăm un contract, un fost parlamentar condamnat penal. Semnăm, îi dăm bani nu în contul federației, că acolo sunt mai mulți cenzuri, la un ONG din Neamț. 200.000. E într-o manifestare frumoasă, un campionat mondial, da, național, nu știu Dumnezeu. Mi se pare normal să se voteze în CJ, tot felul de asocieri, cu tot felul de derbedei, condamnați, infractori, iar consilierii, toți din CJ, inclusiv PNR, să nu verifică oricum nu-i dă aparatul tehnic. Să nu verifice aceste informații, să aflați în presă după aia. Din ceea ce spuneți dumneavoastră, eu înțeleg că obiectivul final e nobil. Adică dacă se dorește să ajungă acolo, traseul pe care ar ajunge aveți semnul întrebării. Eu cred că aici lucrurile trebuie verificate, văzut dacă ceea ce spuneți dumneavoastră se confirmă, iar pe care de consecință, în momentul în care există, nu certitudinea, suspiciunea că lucrurile ar putea să fie incorrecte, eu cred că se poate lua și reveni asupra acelui punct de vedere. Vom discuta și noi cu consilierii noștri județeni, s-ar putea ca aceste lucruri să fi fost în spatele expunerii de motive și lucrurile să fie aprofundate, discutate, iar faptul că dumneavoastră ați sesizat, nota bene, e un lucru care trebuie urmărit. Și tu, dacă scopul e nobil, nu știu dacă tot timpul e bine să apelăm la... Așa am înțeles că ați spus că totuși... A, pe traseul. Traseul am înțeles. Ok. Consilierii PNL n-au verificat identitatea și, spatele, da, și moralitatea. Și nu era normal? Cred că în momentul în care e o decizie, ai și obligația poate să mergi mai departe, dacă ți se pun la dispoziție, dacă ți se pun la dispoziție, dar în același timp cred că trebuie susținută ideea pentru a nu fi vreodată suspectați de părtinire politică
Pentru... Iar verificarea trebuie să o facă aparatul de specialitate care poartă și întreaga răspundere și competență și profesionalism acolo. Dar și Google nu-i gratis, să știți. O singură întrebare mai avea la dumneavoastră, v-aș ruga să rafinați puțin expresia PSD-ul sau opus. E clar că PSD-ul nu prea două tururi. Cine s-a mai opus că PSD-ul nu era suficient să se opună? UDMR-ul. Păi PSD-ul și UDMR-ul au inițiat această moțiune de cenzură, iar domnul Ponta a susținut-o. Și au mai fost câțiva electroni liberi. În regulă? Care s-au lipit la nucleu. Da. Vă mulțumesc. Vă mulțumim și noi. Și noi vă mulțumim.